Potrivit informațiilor transmise de instituția prefectului Argeș, de săptămâna viitoare va începe distribuirea pachetelor alimentare pentru persoanele vulnerabile. De aceste ajutoare vor beneficia persoane din categorii defavorizate, precum familii și persoane singure beneficiare de venit minim garantat, un pachet pentru fiecare membru al familiei, persoane beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, un pachet pentru fiecare membru al familiei familii și persoane aflate temporar în situații critice de viață, cum ar fi victimele calamităților, persoanele cu grad de handicap grav și accentuat, persoane care locuiesc în așezări informale, adică persoane care nu au acte de proprietate asupra imobilelor ocupate, pentru ultimele două categorii numerate vor fi făcute anchete sociale de către asistenții sociale ai primăriilor și apoi fiecare persoană va primi câte un pachet cu alimente. Este vorba despre 39.781 de pachete alimentare care vor conține alimente de bază precum făină, mălai, zahăr, orez, paste făinoase, conserve și ulei. În total, un pachet va cântări 25 de kilograme. Programul operațional Ajutorarea Persoanelor de Favorizare, POAD, este finanțat din Fondul Social European și implementat de instituția Prefectului Județului Argeș.